mijloc sau... Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Suntem la o zi după ce ministrul educației Sorin Câmpeanu și-a dat demisia. E adevărat, mai târziu cu 3 zile decât data la care dovezile plagiatului său au apărut în presă, dovezi scoase la iveală de jurnalista Emilia Șercan. A fost nevoie de 3 zile de explicații, de 3 zile de încontrare cu opinia publică, dar și de 3 zile de proteste ale unor intelectuali în fața Ministerului Educației. Domnul Câmpeanu spune că și-a dat demisia din proprie inițiativă. Asta veți putea judeca și dumneavoastră în următoarele săptămâni. Totuși, demisia domnului ministru Câmpeanu va fi semnată de domnul premier Ciucă, și acolo o problemă de plagiat. Și asta vine după mai multe săptămâni în care avem modificări la legile justiției pe modelul Dragnea, avem o încercare bizară de modificare a legilor siguranței naționale, avem o politicizare intensă a tot ceea ce înseamnă spațiul democratic românesc și o absență a președintelui Iohannis cam de peste tot. Iar întrebarea care se pune astăzi este dacă mai avem stat de drept în România. Imediat o să trecem la dezbatere, înainte însă trebuie să vă spun că sunt la Humanitas Tacumi, pe strada Lipscani 42, alături de filozoful Gabriel Liceanu. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Liceanu. Bună ziua, domnule Striblea. Vă mulțumesc. V-am chemat și ne-ați invitat în această nouă casă a dumneavoastră într-un moment critic și pentru cultura noastră democratică și pentru democrație, dar și pentru capacitatea noastră de a face lucrurile mai bine în țara asta, pe care pare că o pierdem din ce în ce mai tare în ultimii ani. Și aș vrea să pornim direct în discuția noastră de la domnul Câmpeanu. Vă lămurește și vă satisface demisia domniei sale? În primul rând, e un subiect foarte rodnic în clipa de față. Dacă privim parcursul lui în acești ani, este unul extrem de zbuciumat. A fost contestat periodic, a rezistat eroic, are o capacitate de a rămâne în picioare, a avut, adică o capacitate de a rămâne în picioare redutabilă, părea ireductibil, pentru că indiferent ce acuze se aduceau, indiferent cum... indiferent cum arătau argumentele pentru felul în care nu se face nicio România educată, ci din potrivă parametrii României needucate creșteau de la o zi la alta, el era prezent la toate televiziunile, explica într-un limbaj cețos, în așa fel încât să nu înțeleagă nimeni ce lucruri formidabile face, și pas cu pas a produs reacții care erau de obicei făcute sub forma articolelor scrise în presa online de câte unul sau altul și de permanenta atenție din ce în ce mai bine focalizată a doamnei Emilia Șercan pe cazul lui. Iar traseul lui mi-a amintit, și după asta o să dau un exemplu două, de un om care ajunge să calce pe un teren moale, o mlaștină, în care cu fiecare pas pe care îl faci, te afunzi mai tare. Lucrul ăsta s-a văzut în clipa în care Emilia Șercan, arătând cum a plagiat, cum a preluat, pretextând o moștenire, textele conducătorului lui de lucrare de doctorat, și-a însușit-o, spunând că este absolut firesc, pentru că i-a dat-o cadou celălalt. Și dintr-o dată autorul a devenit el. În momentul ăla, lucrurile au atins o cotă comică. Nu întâmplător, Cristian Preda, de pildă, unul dintre remarcabilii profesori de filozofie politică de la noi, un intelectual de ținută înaltă, s-a dus ieri la Ministerul Învățământului cu o carte a lui, semnată Cristian Preda, a tăiat numele autorului și a pus numele lui Câmpeanu și a spus că îi face cadou această carte să o dea înainte să o publice sub numele lui. Bun, în clipa aia n-a mai putut scoate picioarele din mlaștină, pentru că a stârnit indignarea extraordinară a unor oameni
din lumea noastră, universitară, n-au ieșit mii de oameni pe stradă, dar îndârjirea, vibra aerul de indignare, știți? De stupefacție, până unde se poate merge. Și și-a dat iată demisia. Ciudat că nu spune de ce și-a dat-o. Care-i motivul? Dacă tot a primit lucrarea, da, nu a precizat un motiv, în schimb a precizat domnul Câmpeanu listă de realizări. Așa, asta este al doilea moment comic. A spus că e mândru de felul în care a pus bazele programului România Educată. Sintagma asta și proiectul ăsta e o rușine deopotrivă pentru el, dar mai ales pentru cel care l-a inițiat, intrând cu el în alegeri. Domnul Klaus Iohannis, președintele țării. Da. Va ieși de pe scena politica României cu această înfrângere, nu înfrângere, cu acest penibil, ridicol. Cum să faci un asemenea tam-tam și să convingi oameni de bună credință să te voteze pentru ceea ce lipsea în mod esențial acestei țări, educația, a fost degetul bine. Vă referiți aici la domnul Iohannis? La domnul Iohannis. Ce credeți despre faptul că domnul Iohannis nu a spus niciun cuvânt despre chestiunea asta cu domnul Câmpeanu? Nu, acolo cazul e mult mai grav. A făcut o declarație în urmă cu nu știu câte luni, care ar putea fi sculptată în piatra președinției lui. Toleranță zero la doctorate, voi crede în permanență că plagiatul este un furt. Și așa mai departe. Toleranță zero a fost reacție zero a urmat. Toleranță zero, reacție zero. Eu aș propune domnului Iohannis, dacă ar vrea să ne dovedească buna lui credință pentru România Educată și nevoia acută de a stârpi plagiatul ca furt intelectual și ca distrugere dinăuntru a educației în România. De ce nu ia pe Emilia Șercan consilieră la Cotroceni? Cred că într-o lună de zile s-ar curăța terenul. Pentru că Emilia Șercan a lucrat de vreo 10-12 ani pe tema asta. E doctor în plagiatori. Bun, și ce facem cu domnul general Ciucă, premierul României? Nu, asta este al doilea moment comic. Primul moment comic e cu Klaus Iohannis aruncând pe piață această poveste cu România Educată și făcând-o cu toleranța zero, cum văzurăm. Și al doilea moment comic este că un plagiator semnează demisia altui plagiator. Domnule Striblea, știți la ce revine asta? Că și-a semnat și propria lui demisie, pentru că a semnat-o pentru că a plagiat. Deci un plagiator semnează demisia altui plagiator. Din clipa asta el și-a semnat de asemenea demisia. Va trebui mâine, poimâine și o semneze pe a lui. Știți că există un dosar penal în care procurorii anchetează modul în care plagiatul, analiza plagiatului domnului Ciucă a fost blocată în justiție. Există acest dosar penal. Care ce investigează? Atribuirea în fals a dosarului către o instanță potrivită, tragem concluzia, pentru că datele prezentate de G4 Media arată că acolo s-ar fi folosit așa numita metodă coperta. E o metodă care eludează distribuția aleatorie a dosarelor în instanță. Adică există suspiciuni grave că cineva a luat manipularea a culiselor. Exact, da. În condițiile astea, crei situația domnului premier Ciucă? În condițiile în care procurorii investigează așa ceva? Încerc să vă spun, după ce mai adaug un lucru pe tema ridicolului, deci arizibilului, dacă n-ar fi de o maximă urâțenie. Noi am crezut că în cazul că rolul pe care l-a jucat Câmpeanu în povestea plagiatelor era acela de instrument, nu de persoană interesată direct. Deci am crezut că el e pus acolo ca să-i apere pe plagiatorii mari care ajung în funcții înalte, să li se ia titlul și să își piardă. Deci că e pus ca să creeze mecanisme concrete de salvare a plagiatorilor. Asta am crezut. Și deodată ne-am dat seama, după
dezvăluirea Emiliei Șercan că este un plagiator de top, că de fapt el se lupta pentru el, nu numai pentru ceilalți, în primul rând pentru el. Și a pus granița de la care trebuie să închidă ochii pe plagiatele până în 2006, mi se pare, care era și o dată de grație a plagiatelor lui. Deci el ar fi scăpat împreună cu cei pe care trebuia să-i scape. Da, excelentă istorie. Să-mi răspunde și la întrebarea asta. Care e situația premierului Ciucă acum? E gravă, din punctul lui de vedere. Pentru că eu nu cred că societatea civilă, care dă iarăși semne că poate și că trebuie să reacționeze, se va opri. Nu se va opri. Capacul a fost ridicat după această poveste. E meritul infinit al acestei doamne, Emilia Șercan, că a avut tenacitatea de a o ține langa 12 ani pe o singură temă. Și iată rezultatele. Ce s-a întâmplat zilele trecute cu pichetarea Ministerului Învățământului și celelalte și toate reacțiile pe drum, au fost susținute toate de tenacitatea investigațiilor ei. Ceva de bulldog care nu lasă prada din gură. Nu o să lase nici din clipa asta. Noi vom reacționa în continuare masiv și la povestea cu prim-ministru plagiator. Domnule Striblea, gândiți-vă la un lucru. Nicăieri în Uniunea Europeană, nicăieri, niciodată, de 32 de ani, n-a existat o țară cu un președinte care să aibă un prim-ministru și un ministru al învățământului plagiatori. Nu există așa ceva. Este rușinea Europei. Nici o țară nu e, n-au existat 24 de miniștri ai culturii, din care 7 au fost masiv suspectați sau dovediți de plagiatori. Niciuna. Haideți să deschidem dezbaterea, domnule Liceanu, și mulțumesc că ați acceptat întâlnirea aceasta. Sigur că schimbăm idei și pe parcurs și o să vorbim și de ideea de carte aici la Humanitas Tacumi. 0372069599, cine se uită pe Facebook o să vadă și spațiul în care suntem. 0372069599, ce credeți că ar trebui să urmeze după demisia lui Sorin Câmpeanu? Și mai poate scăpa România de impostură politică? E una dintre întrebările noastre. Desigur, vrem să știm dacă după toate cele pe care le-ați auzit, avem stat de drept funcțional în România. Îl salut pe Corneliu. Salutare, Corneliu, mulțumesc că ești la Europa FM. Bună ziua, cu mult respect îl salut pe invitatul dumneavoastră pe distinsul domnului Liceanu. Vă salut și eu. De statul de drept. Statul de drept ar trebui să fie cumva încurajat sau garantat de intelectualii pe care îi avem, că ei ar fi, să zicem, în avangarda societății. Dar îmi pare rău să zic, uitați-vă la Academie. Președintele Academiei, acuzat de colaborare cu securitatea, a zis să mă împușcați sau să mă spânzurați, ceva de genul ăsta. Așa crede el că e statul de drept și așa crede el că lămurește niște probleme din trecut. Uitați-vă de asemenea la apelul academicianilor. Unul din inițiatori își permite într-o revistă, de altfel destul de obscură, să-l jignească pe domnul Liceanu pentru că a avut atunci reacția cuvenită la resurecția aceasta a naționalismului. Deci, uitați-vă unde suntem cu crema intelectualității. O mică circunstanță atenuantă pentru președinte este că lucrează cu materialul clientului. Chiar uitându-ne împrejur, nu are din ce să facă bici. La președintele Iohannis vă referiți de data asta. De la președintele Iohannis, da. Deci ziceți că președintele Iohannis... Știți că a fost împotriva... Da. Știți că a fost împotriva PSD-ului, dar când USR-ul s-a... Apropo de stat de drept din nou.
CNSR-ul s-a manifestat așa că e zombie, că apar în spațiu public astfel de chestii, că Cutare este un zombie, că n-a avut din ce să facă. Din nou, din ce poți să faci să cârpești? Sigur că are, exact cum a evidențiat domnul Liceanu, are și dânsul vină mare la chestia asta și are încă timp să o îndrepte. Bun, stați o secundă. Referitor la doctorate. Stați un pic, da. Că aici facem un dialog și fiind da. La distanță e și un pic mai greu. Cei care sunteți pe da. Linie, vă rog să aveți răbdare că e un dialog în trei. Vreau să vă răspundă domnul Liceanu la treaba asta. Deci are o circunstanță atenuantă, domnul Iohannis? O mică circunstanță. Nu mă pot... cu cine face. Dacă îmi permiteți, o să fac mici remarci la discursul dumneavoastră de până acum. Pot? Să știți că democrația într-o țară nu este asigurată de elite intelectuale doar. Este, democrația revine, este a tuturor celor care sunt reprezentați de putere. Adică de capacitatea de reacție a unui întreg popor la lucruri, la hotărâri luate de guvernatori care îi deservesc, care sunt împotriva intereselor lui. Vă rog să nu uităm că orice putere de pe lumea asta într-un stat democratic matur își ia angajamentul să se pună în slujba cetățenilor acelei țări. Intelectualii nu sunt singuri cetățeni și nu au o viziune univocă asupra lumii. Unii au atitudini jalnice, cum ați spus chiar dumneavoastră, Academia, așa mai departe. Dar reacția e aia care a apărut în 2016, când au ieșit 600.000 de oameni pe străzi. Deci democrația nu se cere de la reprezentanți, de la oamenii care guvernează, se cere de la guvernați. Ei trebuie să-și apere condiția. Și în chestiunea circunstanței atenuante? Nu are absolut nicio circunstanță atenuantă. Și dumneavoastră se simte în pledoaria dumneavoastră, iertați-mă, puțină simpatie pe care eu am avut-o sub forma încrederii la început. Mi-am spus că e un profesor și că dacă face și programul România Educată, trebuie să-i dăm tot creditul. După 6-7 ani n-a mai dispărut, a dispărut orice scuză pentru președintele țării. Eu îi dau credit măcar în politica externă, domnul Iohannis, că am și eu supărările mele la adresa lui, dar îi dau credit în politica externă, care este ceea ce trebuie să fie. Da, nu, noi vorbeam acum doar despre intern. Despre povestea okay. asta și România Educată. Corneliu, înapoi la tine. Da, vreau să vă spun de propria mea experiență cu doctoratul. Vă rog. Sunt inginer automatic și destul de experiență și cu succes, aș putea să spun. Am încercat să fac un doctorat la Politehnică și am nimerit la un profesor despre care am aflat ulterior, pentru că nu m-a interesat deloc subiectul Vadim, adică nu știam, îl detestam oricum, că una din o mână dreaptă a lui Vadim. Și mă rog, am zis, haide să încercăm să despărțim cele două chestii, să nu pun subiectivism, dar omul respectiv m-a îndruma practic ca să-și facă el copil, cum să zice, bătăcei, mă îndruma practic spre plagiat. Într-o chestie în care eu sunt specializat, mă rog, în cadrul profesiei de automatism, sunt specializat în ceva și lucram în aia și așa m-a scârbit chestia respectivă că cu politețe i-am spus că renunț din lipsă de timp și chestia asta. Da. Mulțumesc! Acum vreau să revin la ce a spus domnul Liceanu. Era, de fapt, ultimul punct pe care vreau să-l ating, că, într-adevăr, nu numai, sunt absolut de acord cu dânsul, că nu numai intelectualii fac democrația, ba din contră, de multe ori putem să vorbim de zminteala cărturarilor, din păcate. Și într-adevăr, uite, un ziarist împotriva mării părți din breazla dumneei, oameni din mediul universitar,
oameni ca mine, care, bineînțeles că detest plagiatul domnului Câmpeanu și impostura lui și a multor altora. Plagiatori o să găsim pe la SRI, pe la politicieni, pe la o mulțime de impostori din ăștia care sunt speculați și fac, cum spune Eminescu, ale căilor, vieții ale căilor fiind înguste, ei caută să facă prin protecție de fuste. E ceva echivalent. Da. Mulțumesc tare mult, Corneliu, pentru punctul tău de vedere. Ascultați Europa FM. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Horia, salutare, bine ai venit la România în direct. Ești alături de Gabriel Liceanu. Bună ziua, vă salut cu respect, domnule Striblea, de asemenea și pe domnul profesor. Întrebarea era, din câte știu, dacă credem sau avem vreo speranță ca aceste lucruri să se rezolve. Da, adică impostură, plagiate, politicianism, absența președintelui Iohannis și una peste alta, revenirea la o democrație funcțională. Acum pot să vă spun că sunt absolvent al Academiei de Arte, momentan fac un doctorat, studiez diversitatea genetică la CERB, sunt și silvicultor, am făcut mai multe materiale cu recorderul privind furtul de mai multe feluri din România și sincer vă spun că șansele ca acest cancer să fie oprit sunt foarte mici, pentru că ne punem speranțele într-un lider, într-un președinte care la rândul lui nu dă deloc dovadă că ar fi un bun pedagog. În momentul în care domnul Iohannis a ieșit președintele țării, am avut o mare speranță ca om al cărților, toată viața am făcut școală și o să mai fac, gândindu-mă, a venit un pedagog, și eu sunt pedagog și am predat la copii, a venit un pedagog în fruntea țării, de aici încolo sigur o să ne descâlcească pentru că o să ne explice care sunt problemele, că până la urmă ăsta e rolul unui președinte, da? De mare comunicator, care trebuie să ne explice tot timpul cum stă treaba. Ori noi avem în fruntea țării un mut, îmi cer scuze pentru expresie, care nu simte nevoia să dea explicații nimănui și nu înțeleg cum ar trebui să se oprească treaba asta, altfel decât prin presiunea cetățeanului de rând, prin implicarea fiecăruia dintre noi. Stai un pic, Horia. Pentru că vă spun, și în momentul de față... Horia, stai un pic. Alo? Că nu putem să facem presiune ca domnul Iohannis să vorbească. Da, deci, nu știu, eu ce presiune să fac? N-a dat un interviu de 8 ani. N-a dat un interviu de 8 ani, adică eu simt de la domnul Iohannis, scuzați-mă expresia, că are un dispreț față de jurnaliști, nu știu, să nu dea interviuri în presa privată. Nu, față de toată lumea. Față de toată lumea, spuneți? Păi, dați-mi un exemplu de respect al de prețuire al lui Iohannis pentru cineva. Da, nu știu, l-am văzut vorbind frumos în public. O secundă, Horia, o secundă, că vreau să intru în dialog cu domnul Liceanu, apropo de ce spuneai. Vedeți că toată lumea spune că chestiunea este legată de președintele Iohannis. Deci de acolo s-ar putea rezolva. E nodul problemei care trebuie tăiat. Acum, faptul că a apărut un președinte ca Zelenski în Ucraina pune mari probleme pentru imaginea de sine a tuturor președinților de pe lumea asta, inclusiv în Europa toată. Noi visăm pe linia basmelor să apară un făt frumos care să rezolve lucrurile sau un împărat bun, bătrân, înțelept. Suntem victimele fantasmelor din copilăria noastră, că bine le va învinge grație unui erou. Zelenski e un erou. Da? Noi avem nevoie în clipa de față, fără nicio glumă, la punctul în care ne aflăm și în care a ajuns istoria României, de un erou. Adică un om care să poată să eradicheze contraselecția care rădăcina răului, faptul că punctele cheie ale țării nu sunt ocupate de oameni cei mai competenți, ci de cei mai incompetenți, nu pe criteriile meritului, ci al clientelismului și politicismului, etc.,
Iar miza e uriașă. Dacă acest lucru nu se întâmplă, vă spun și măsor cuvintele. Eu am credința că România nu o să mai existe a la lung. Pentru că scoțând an de an generații de absolvenți de școli primare, gimnaziale, de bacalaureate și de facultăți, de licee și de facultăți, care sunt din ce în ce mai neinstruiți, asta apasă asupra calității societății noastre. Deci ea se degradează grație învățământului pe care domnul Câmpeanu zice că a pus, pentru care a pus bazele renașterii, iar președintele că toleranță zero la toate aceste hoții, ne îndreptăm către o Românie eșuată, care nu mai are oameni calificați în locurile cheie. Da, nu asta poate e, să asta existe marele adevăr. În acest context. Horia aducea exemplele sale apropo de chestiunea asta. Te rog, Horia. Aș mai face încă o comparație, dacă se poate. Gândiți-vă că bănuiesc că sunt mulți oameni de cultură care ne ascultă, da? Alo? Da, 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 te ascultăm. Gândiți-vă la scrierea domnului Constantin Noica, cei 22 sau despre cultura de performanță, cât de frumos acest pedagog, probabil unic în lume pe care noi îl avem, cât de frumos ne explică calea spre adevăr, spre progres, spre succes. Și gândiți-vă cât de departe suntem noi de ea. România, din multe puncte de vedere, este deja o epavă în care în instituții cheie, cum ar fi în universități, vă spun, mă plimb prin universități din toată țara, cu studiile pe care le fac, și corupția este enormă. Nivelul tezelor de doctorat, inclusiv a colegilor mei, este absolut sub orice critică și nimeni se pare că nu reacționează ferm și prompt. Aștepți... Așa că revenind la... Aștepți și tu un erou? Aștepți un erou și tu? Crezi că asta o poate face o singură persoană? Eu nu aștept un erou, aș vrea să cred că sunt parte din el prin, puteți verifica activitatea atât în presa națională cât și cea internațională, vreau să cred că fac parte din el și vreau să cred că încă sunt suficienți oameni bine pregătiți în România, dar au nevoie de liant, nevoie cine să-i pună la aceeași masă. Acest om ar trebui să fie președintele României, care este departe, foarte departe de acest rol. Exact asta ați spus. Asta singur argumentul. Trebuie un erou care să organizeze pe cei care pot repara lucrurile. Îmi pare rău, eu țin să vă zic că de data asta nu avem, în următorii 2 ani nu o să găsim. Eu mă uit așa împrejur, mulțumesc tare mult, Horia, eu mă uit așa împrejur clasei politice românești, mă uit și la independenți, eu nu găsesc un nume de erou, de anti-erou găsesc. Da, unuia care i s-a suspendat carnetul și circula fără el. Cine? Cui? George Simion, am auzit mai devreme la știri, anti-erou. Ce-a făcut? Circula cu carnetul suspendat. Așa am auzit la știri. Mai devreme, și nu știa că l-are suspendat. Acest personaj extrem de vocal, care ne învață o etică publică, da, și încotro trebuie să ne ghidăm interese, România, destinul? Da. E ordinar ce a făcut. Și periculos, aș zice, în același timp. Deci anti-erou găsesc, erou nu găsesc. Eu cred mai tare în România care crește așa încetişor cu oameni noi. Prin generațiile tinere, da? Nu știu dacă mai au timp să reacționeze. Pentru că răul se face în galop. Iar binele acesta gradual, nu știu dacă mai are loc să intre în scenă. Știți, vorbeam de elite la un moment dat, adineauri domnul care a vorbit sau cel înainte, se plângea că elitele intre. Elitele sunt împărțite, intelectualii nu sunt o masă omogenă. Așa cum a spus și el, unii sunt jalnici, alții își fac treaba. Se întâmplă altceva interesant acolo. Horia Patapievici a scris un text formidabil în 2008, pe care cred că nu l-a citit nimeni, în care explica un paradox formidabil al acestor 30 de ani pe care i-am trăit.
dat fiindcă noi am avut după 89 imediat un regim neocomunist, făcut de neocomuniști și de excomuniști, ei au mers pe linia neocomunismului și au impus prin discursurile lor, prin viziunile lor retro, prin personajele preluate din nomenclatura lui Ceaușescu, eliminată o vreme de pe scenă, valorile vechi. Și cu toate astea, România a funcționat la nivelul unor valori publice pe agende liberale și democratice. Grație cui? Își punea întrebarea. Cum se face că guverne neocomuniste au fost obligate să adopte o agendă publică, o agendă publică de tip liberal? Excelentă observație, da, așa e. Și răspunsul lui a fost, a inventat un personaj care se numește cu I mare și cu P mare, intelectualul public. Deci n-a spus grație lui Cutărică. Nu, a existat un intelectual public în România în acești ani, genul ziariștilor extrem de onești cu meseria lor, care nu s-au pus în slujba unui patron sau altuia, a intelectualilor umaniști care au crezut în valorile tradiționale ale eticii europene, ale valorilor europene, aceștia au bătut mereu ciocanul, au lovit cu ciocanul în același loc. Vrem valori de tip occidental, are democrațiilor mature. Și atunci puterea a fost obligată să le fure cuvintele și să folosească vocabularul democrației, și chit că nu l-au realizat. Încă o dată și în cazul ministrului Câmpeanu. Mă întorc la dezbatere. 0372069599. Liviu, salutare! Ce urmează, Liviu, după demisia domnului Câmpeanu? Vă salut cu stimă și respect și pe dumneavoastră și pe domnul profesor. Ce urmează? Noi am mai discutat de multe ori aici și la postul noastră, care oricum eu l-ascult de foarte mulți ani, mai ales că am fost plecat 20 de ani în Anglia și m-am întors. Vis-a-vis de chestia asta cu plagiat, vă pot spune doar atât din punct de vedere intelectual și domnul profesor poate să susțină ideea mea, cred că e cea mai mare crimă. Și atunci nu poți să devii intelectual dacă tu furi. Nu există așa ceva. Și ceea ce remarc, exact cum ați subliniat și toți cei care au vorbit înaintea mea, este lipsa de caracter sau, dacă vreți, ipocrizia tuturor celor care ne conduc, pentru că pot să zic că marea majoritate sunt în aceeași găleată, în forma în care, efectiv, nu există un proiect de țară pentru noi. Toată lumea zice tot felul de lucruri, dar totul începe cu educația. Și să atunci, știi, dacă sistemul nostru de educație este compromis... Așa e că e compromis, dar te contrazic undeva. Eu te contrazic undeva, pentru că un proiect de țară s-a propus. România Educată era un proiect de țară. El a fost un proiect muncit ani de zile... Da, eu încerc să explic. Asta e grav, că s-a propus un proiect de țară formidabil. Și am fost mințiți. Da, dar nu s-a ținut cont de el. Asta e problema. Păi nu, cel care când l-a, un l-a propus... Un putea proiect să... are etape. Și ce etape? Nu? Să-ți puțin. A fost propus de cineva care avea în mână... Dați-mi voie să vă spun scurt o propoziție. Cel care l-a propus avea toate pârghile în mână ca să-l realizeze. Sunt de acord cu noastră, dar proiectul ăsta de țară pe care eu încep să-l sugerez este unde va fi România peste, că asta ați spus noastră și sunt de acord, total. Unde va fi România peste 10, 20? Fără realizarea proiectului de țară e România Educată, va fi într-o groapă a istoriei. Da, corect, sunt de acord cu noastră. Dar eu asta încep să zic, competențele celor care vor sau care trebuie să ducă acest gen de proiect la bun sfârșit, trebuie să fie, într-adevăr, competențe. Domnule, vă dau un exemplu, iertați-mă, vă dau un exemplu simplu din facultatea pe care o știu ca pe buzunarul meu, că am stat în ea 20 ceva de ani ca profesor, Facultatea de Filozofie. Da. Câtă vreme șoferul lui Dragnea, cum îl cheamă? Este doctorand la fostul decan al facultății,
înscris acum vreo 2-3 ani, doctorand la filozofie. Scuzați-mă, stați un pic el aici. Este, da. Dar nu știam acest lucru, deci șoferul domnului Dragnea... Mlădinoiu, da. Adrian Mlădinoiu sau ceva. Nu-i răpiți aspirațiile, poate e bun. Nu, dar nu-i le răpesc, dar nu înțeleg cum poate să fie primit la un doctorat în filozofie, el având ca specialitate protecția SPP. Funcționa SPP. Cum? Și primit de decan. Eu cred că asta vă răspunde la multe lucruri, nu? Faptul că constatați o asemenea chestie, anomalii de genul ăsta sunt peste tot. Și atunci vorbim de intelectual, vorbim de clasă politică, vorbim de elite. Cum putem crea elite dacă noi, elitele, cei care creează elite sau... No, nu dau vina pe toată lumea, pentru că nu pot să bași pe toată lumea în aceeași chestie, dar cei care creează elite sunt compromis, fac plagiate. Vorbim de un prim-ministru, vorbim de ministru educației și cât alții, cât de mulți alții. Și asta e una din plaga, probabil, ultimilor 20 de ani, când toată lumea a vrut să devină doctor. Da, exact. Când avem cei mai mulți doctori cu plagiate din lume, nu? Da, da. 70.000 de titluri de doctor. Nu, asta e legată de ipocrizie, ipocrizia clasei noastre conducătoare. Da. Mihai, mi se pare că am intrat într-o problemă de aproape de nerezolvat. Îți mulțumesc tare mult, Liviu, pentru intervenție. Vă propun să luăm publicitate. Nicoleta, știu că ești acolo, dar nu durează mult publicitatea, 2 minute. Ne întoarcem la discuția cu Gabriel Liceanu imediat după această publicitate, înapoi la Humanitas Takumi în Lipscani 42 și la România în direct. România. În direct la Europa FM. Sunt Cătălin Striblea, ascultați România în direct astăzi cu Gabriel Liceanu, să vedeți cum se leagă lucrurile, deși într-un mod ironic. Noi suntem aici în mijlocul Bucureștilor, la kilometru zero, în Lipscan 42, unde e o librărie nouă. Noi vorbim despre impostură, plagiate, trădarea până la urma culturii. Gabriel Liceanu ne-a invitat într-un spațiu nou al Humanitasului, adică în mediul ăsta v-ați apucat cumva de să investiți mai mult în carte, domnule Liceanu? Asta e un act de curaj, nu? Da, nu, e un act de coerență, în primul rând. O ții langa câtă vreme tu crezi că un popor ale cărui...
care nu-și primește hrana adecvată spiritual, mental, nu poate să-și amelioreze viața ca popor și nu poate să concureze cu valorile civilizației, e normal să o ții langa că tu crezi în hrana spirituală care trebuie oferită oricărui om. Și atunci nu te retragi, ci ataci, spunând pe sine că librăriile o să creeze cititorii, nu cititorii librăriile. Da. Știți? Sigur, pare o nebunie, pentru că se închid librării. Însă situația cititului și a cărții în România e dramatică în sine. Ori atunci eu, stând pe terenul ăsta de o viață, și iată în mod sistematic cu edituri și librării după 90, sunt obligat să merg așa până în pânzele albe. Deci idealismul care stă în spatele oricărei afaceri, să zicem, aici funcționează mai abitir decât oriunde. Sigur, dacă idealismul e pur și prostesc, neajutat de un pragmatism minimal, te duci de râpă. Noi mizăm în mare măsură pe aceste, în acești 350 de metri, cât ocupă Humanitas Tacumii, pe trei etaje într-o clădire din secolul XIX și cu tradiție arhitectonică de 3-4 secole, în zona Lipscani, mizăm pe faptul că un etaj va fi ocupat până la Crăciun de cele mai fascinante produse artizanale ale artei și meșteșugurilor japoneze. Așa ceva nu există în Europa. Aici filmăm noi, ca să cine se uită pe Facebook, dar să știe unde vă, vă previn că este lucru, am deschis magazinul înainte de a fi, urmează să vină două vapoare cu mărfuri din Japonia care vor da un gust al cadoului pentru orice om care dorește să dăruiască ceva de sărbători. Dar știți ce vreau să vă întreb? Nu știu câte librării are Humanitas. Da, 16. Vă spun, angajații, domnule, a venit politicianul cu tare, șeful cu tare, oameni dintr-o parte într-alta, vă spun, aveți clienți din zona asta? Lipscaniu este în clipa de față, își păstrează o tradiție efervescenței negoțului timp de trei secole, dar a devenit un loc al loazirului, al distracției, care cheamă foarte multă lume aici. Seara este o aglomerație enormă pe Lipscani. Nu sunt convins că acești oameni sunt și cei care vor prefera ca după ce își termină statul la o masă 2-3 ore, la una din zecile, sutele de Crăciun după Lipscani, vor intra în librărie. Dar există mulți turiști și din țară și din afara țării care vor fi atrași să intre aici. Vom face lucruri deosebite. Există un etaj unde vom face conferințe, lecții de cultură japoneză, lecții de cultură politică cu vorbitori. Autorii pe care avem sunt un portofoliu de inteligență. Nu? Care pot să discute pe temele pe care discutăm noi acum, păi asta e... într-un mod extrem de interesant. Prima lecție de la noi. Vă chem înapoi la dezbatere, că am ținut-o pe Nicoleta pe fir foarte mult, sper să mai fie acolo. 0372069599. Nicoleta, ce urmează după demisia ministrului Câmpeanu? Se repară statul de drept la noi? Nu cred. Bună ziua. În primul rând. Seamănă, bună ziua. Nu cred. Și va fi foarte, foarte greu de reparat. Ajungeți să mergem pe stradă ca să vedem ce conducători avem. Mă uit de la copiii de 16 ani până la persoane chiar de vârsta mea, eu având 50 de ani. Nu mai țin cont. Știți, educația nu înseamnă numai cititul. Multă lume spune, mă ajută să ajung într-un post. Nu. Educația înseamnă respect, înseamnă să știi să-ți înveți copilul de mic să spună un bună ziua, iar lucrurile astea nu le vezi. Ține și de cei 7 ani de acasă, ține și de școală, ține mai departe și de locurile de muncă și de oamenii pe care îi întâlnești. Dar eu ce vreau să vă spun? Eu am o fetiță care a terminat în Austria.
la clasa 12. E, vreau să vă spun că după ce și-a terminat lucrarea, cel favea de la ei, după ce și-a terminat lucrarea, în 5 zile maxim trebuia să vină răspunsul dacă este lucrare plagiată sau nu. Acum eu vă întreb, ce mod mai frumos poți să începi viața la 18 ani decât să-ți dea școala și societatea până la urmă un model cum trebuie să fii? Cum trebuie să ne raportăm la lucrurile pe care le facem noi? Pentru că până la urmă, fetița mea a făcut un lucru, i-a întors de nu știu câte ori lucrarea pentru cuvinte care păreau, știți, care păreau rupte de undeva sau expresii. Noi nu avem acest lucru și, din păcate, eu personal am așa, nu mai sunt atât de optimistă ca așa cum 10 ani, vă spun sincer. Văd lucrurile total diferit pentru că am doi copii și am văzut un exemplu de afară și îl văd pe cel de aici și este, ce poți să-i spui unui copil care ți învață și încă 10 copiază, da? Și iau aceeași notă. Când tu ca mamă ești întrebată, de ce? Păi atunci, știți ce îmi spuneți? Și întotdeauna răspunsul e același. Atunci, înveți pentru tine, mama, nu pentru altul. Societatea asta înseamnă că nu poate da conducători mai buni. Din păcate, asta vreau să vă spun. Din păcate, nu văd. Ies copii pe bandă rulantă care nu știu să se exprime, cum să vă spun eu, elementar. Stai nu, o secundă. Nu trebuie să avem pretenții la... Dacă e invers față de cum a spus domnule Liceanu, adică dacă nu e clasa politică cea care formatează poporul în sensul ăsta, ci este o expresie a poporului, dacă ai furt, corupție, agramatism, impostură, răspândite până în straturile de jos, de la școală. Pe eu sunt asta... convinsă că așa nu, este. Stați să ne spună domnul Liceanu. Noi ne-am ales oamenii care ne conduc din... ca oglindă a noastră, din păcate. Au fost foarte mulți oameni și îmi spunea la un moment dat cineva, n-ai să vezi un om de calitate intrând în politică. Stați o secundă. Mă doare sufletul pentru că... Să căpătăm și un răspuns la asta. Vă rog, domnule Licean. Doamnă, da, vă rog. Gândiți-vă că la sfârșitul secolului 19 situația României din punct de vedere al civilizației în raport cu celelalte popoare ale Europei nu era strălucită. În același timp, atunci s-a petrecut un miracol. Au apărut câțiva oameni cheie, Spiru Hare, de exemplu, pentru Davila pentru medicină, politicieni care au pus țara pe o linie spectaculoasă, adoptând constituții de tip belgian sau mai știu eu ce, francez. Deci, atunci a existat un consens al clasei politice că trebuie să reformeze civilizația noastră și au făcut-o după ce aveau studii de top în Occident. Au venit și au reușit, se întorceau aici automat ca să pună pe picioare o țară. Și au pus-o împreună cu... Atunci era tot un german etnic în fruntea noastră, dar se numea Carol I. Acum, drama este că mecanismul politic nu funcționează. Noi avem o democrație eșuată pentru că clasa politică e eșuată. De ce e clasa politică eșuată? O să spuneți pentru că este aleasă de poporul care o alege. Și nu putem ieși din acest cer vicios. Aici nu știu să mă descurc. Există și intelectuali care spun că intervențiile, declarații semnate, ieșiri pe stradă, n-au rost și că oricum te ascultă nimeni. Nu știu ce să spun. Cum ajungem noi să ne alegem o clasă politică după chipul și asemănarea celor mai buni din societatea asta? Spuneți dumneavoastră, domnule Strible, acum. Nu știu, să spună Nicoleta. Sunteți jurnalist. Mie e mai greu. Nu știu nici. Din această dilemă mi-e teamă că vom ieși cu foarte mare greutate. Deși eu cred că selecție la vot se poate face cu atenție. Nu, știți ce-i straniu? Că la vot lucrurile dau naștere la surprize care nu se explică prin starea de fond curentă de zi cu zi a țării.
N-a ieșit Ponta atunci, n-a ieșit, Dragnea a picat. Există totuși un intelectual public, cum zicea Patapievici, cu majuscule, care reușește să țină vii valorile cu pricina. Și bătălia asta se dă, vă spuneam, ne-au furat cuvintele. Ați văzut că vorbesc cuvintele noastre. Dreptate, cinste, o să facem lucruri perfecte, nu? Dar totuși sunt obligat să țină tot mai mult seama de ele. Faptul că acest personaj nociv la culme și-a dat demisia, e ceva. O să-și o dea și Ciucă. Nu, aici pun pariu cu dumneavoastră. Că și-o va da, nu, la rotativa guvernamentală, nu din... Nu. Ce s-a întâmplat cu Câmpeanu nu se oprește aici. Nu se oprește. Pentru că nu poate ca un hoț să semneze amnistia de demisia unui hoț. Nu se poate. Nicoleta. E prea tare. Vrei să intervii? Da. Eu spun că ar fi o soluție, doar că o să ne ia foarte mult timp. Ar fi o soluție prin a avea grijă de copilașii ăștia care încep să vadă viața așa de la 7 ani. Practic ei sunt intrați în societate, mai mult sau mai puțin fiecare la rândul lui. Și dacă noi am avea grijă de generațiile care urmează să vină, să le... Știți, nu contest matematica, fizica, trebuie să știm tot. Partea proastă este că noi în școală nu învățăm cea de... Valorile conviețuirii, doamnă. Valorile conviețuirii. Exact, vă mulțumesc din suflet. Urbanitatea. Și atunci de... Exact. Din ce în ce mai... Eu, de exemplu, aș catalogele. Am avut fetița în Austria, nu știa nicio colegă nota copilului meu. Numai dacă vrea ea să știe, să-i o spună. Erau atât de uniți, atât... Adică, cum să vă spun, cumva există o rupere între copii. Trebuie să existe cum să spunem... O întrecere între copii, că nu vine acum. Spuneți în germană. Dar cumva diminuat, cumva făcut în așa fel încât ei să rămână România prieteni. România trebuie să învețe să lucreze și în comun. Da. Să aibă competiție, că exact, e firească în viață, da. Dar la noi nimeni nu ne învață lucratul în comun. Nicoleta, o să ne fugă asta timpul de sub picioare și vreau să-ți mulțumesc și aș vrea să-l aud pe Călin. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să-l au pe Călin pentru că mă îndrept către discuțiile, către concluziile acestei discuții cu Gabriel Liceanu. Aș vrea să tragem concluziile privind funcționarea statului de drept din tot ceea ce am descris. Călin, salutare! Bună ziua și felicitări pentru emisiune. Domnul Cătălin, am o remarcă de făcut la dumneavoastră. A spus în emisiunea asta că încă îl susțineți pe Iohannis pentru politica externă. Am zis că are o politică externă corectă. Ce a realizat? Vă spun eu ce a realizat. A ținut vaporul drept, ca să mă exprim ca domnul Băsescu. Cum? A ținut vaporul drept, ca să vorbesc ca domnul Băsescu. Deci domnul Iohannis în politica externă a ținut vaporul drept. A adus garanții de securitate, au venit mai multe trupe americane, are cooperare euroatlantică în zonă corectă, ajută militar și umanitar Ucraina. Ce să mai înșir? Îi face... O să fim în câteva luni. Acum, după ce s-a găsit petrol la Marea Neagră, ați văzut că statele lumii sunt interesate să fim în Schengen. Și la anul. Eu cred că nu. Avem și... euro? Nu. N-avem euro, dar asta nu e de politică externă. Nu. Stați așa, asta e de politică internă. Ține, este politică externă. Ține, dar stimatul... Dar e corelată, că noi și așa suntem... suntem o colonie. Știți, domnul Șerbănescu are dreptate. Suntem colonie, da? Deci ține de politică externă. Stimatul, fiți atent, stimatul deci, politician român nu vrea euro. Stimatul politician român nu vrea euro, că nu-i mai ies șmecheriile cu împrumuturile. Știți că țara asta se finanțează din împrumuturi și dacă ar lua euro, i-ar fi mai greu să facă împrumuturile alea mari. Asta e toată șmecheria cu colonia. Că dacă stimatul politician român ar trece la euro, ar îndeplini mult mai multe lucruri pentru români. În fine, discuția e lungă. Eu nu cred că suntem colonie. Eu cred că suntem unii care nu știm să jucăm. Eu atât vreau să zic despre clasa politică,
încă de când eram în timpul facultății, în anii 2000, le-am spus la toți colegii mei că de asta am și plecat din țară 14 ani și m-am întors înapoi acum 3 ani. Că am crezut că s-a schimbat ceva, dar nu prea. Am zis în felul următor. Cu cât votăm la fiecare 4 ani numai independent și să nu mai aud că trebuie votat ori PNL, ori PSD. Deci eu, sincer, îmi vine să mă dau capul de pereți când aud chiar colegi de seama mea că de ce să pierd votul ori cu aia, ori cu aia. Deci chiar mulți zic că la explicația mea spun păi o să avem anticipate. O să avem în 5 ani 10 anticipate. Și atunci eu sper că clasa politică s-a reformat. Dacă noi mergem precum turma, niciodată, nici peste 50 de ani, tot așa o să fie. Poate e o concluzie. Poate o concluzie foarte bună. Mulțumesc tare mult, Călin. Primesc o remarcă aici în mesaje. Apropo de alegeri că le-ai invocat, zice cineva, dacă pui un plagiator să organizeze alegerile, știți că șeful AEP are și el plagiat în toată autoritatea electorală permanentă. Dar peste tot, cum Academia de Poliție, Armata, SRI-ul, toate sunt trufate, cum zic francezii, de plagiatori. Nu, trebuie rasă rapid chestia asta. Emilia Șercan să ajungă consilier la Iohannis. Știți, cât mai are. Atunci, în condițiile astea, cum apreciați, ca o concluzie, funcționarea statului de drept în România? El există? Nu, e foarte ușor de răspuns. Da? Trebuie să existe niște criterii foarte simple. În primul rând, ce e un stat de drept? E un stat care oferă cetățenilor lui condițiile necesare ale unei vieți normale. Ce înseamnă asta? Un politolog și consilier a vreo 4 președinți americani, un tip remarcabil, Richard Harris, Haas îl cheamă, a definit foarte clar locul fiecărei țări care se pretinde democratică în geografia democrațiilor. Democrațiile stabile, mature, sunt democrațiile care au o tradiție și au reușit să-și pună mecanismele democrației la punct. Există, pe urmă, democrații fragile și democrații eșuate, state eșuate. Deci, state mature, din punct de vedere al statului de drept, state fragile și state eșuate. Cum arată un stat fragil? Yeah. Noi trăim, după capul meu, dacă urmăm această nomenclatură, acest sistem de clasificare, suntem un amestec de stat fragil cu stat eșuat. Statul fragil e incapabil să realizeze colectarea corectă a taselor, construirea infrastructurii, spitale, școli, programe de bază pentru pensionare. Statul eșuat are un guvern care pierde complet controlul anumitor zone din țară, zone foarte înapoiate și zone avansate. Nu e normal. Și ale unor categorii de populație. Drumul către statul eșuat, după capul meu, este contraselecția. Aici e nenorocirea României. Adică România acum, după clasificarea acestui om de politică, e încă o democrație fragilă, dar pe drumul... Pe drumul spre stat eșuat. Pe drumul spre stat eșuat, deși un stat european... Nu după el, după mine. Combină aceste criterii și spun, e fragil. Da, nu e... Pentru că reușește greu să-și îndeplinească funcțiile, am spus, taxe, infrastructură și așa mai departe, servicii medicale, educație, dar este pe drumul către statul eșuat prin doi parametri clari. Contraselecția. Deci, în loc să pui oamenii cei mai buni în locurile cheie ale societății, îi pui pe cei mai mizerabili și mai clienți. Și clientelismul. Și, în sfârșit, existența mafiilor. Și subordonarea justiției politicului. Astea sunt cărările care duc la statul eșuat. Nu știu despre mafii. Le-am văzut în timpul mandatului Dragnea. Se numesc așa. Mafia imobiliarilor, mafia gunoaielor, mafia... Bun. Le vedem mițindu-se în societate. Dar
controlul politicului asupra justiției cred că ar presupune o nouă discuție, pentru că noi am crezut că domnul Dragnea face lucrurile astea sau că își dorește lucrurile astea, dar eu le văd apărând astăzi, adică din ce în ce mai apăsat. Domnule Striblea, în clipa de față, procurorii nu mai au mână liberă să ancheteze corupția la nivel înalt, la clasa politică. Nu mai există. A existat pe vremea lui Daniel Morar și pe urma Codruța Cheveși. Dar nu mai există. Au intrat într-o recluziune, să zicem. Recluziune, o frumoasă liniște s-a așternut. Nu mai există procurori care funcționează vigil și activ. Cred că ne despărțim cu această concluzie, din păcate. O să mai venim aici la dumneavoastră, la Humanitas, la librăria Humanitas din Lipscani. Aș fi zis, de unde am pornit discuția, că sigur, demisia domnului Câmpeanu dădea mai multă speranță pentru funcționarea instituțiilor cheie din România. Dar ajung la final cu dumneavoastră spunându-mi că, de fapt, mergem în continuare în jos. Da, dar încep să am încredere după ce a făcut societatea. Deci, mesajul meu ar fi nu renunțați, nu intrați în lehamite, reacționați. Lecția tenacității în a spune adevărul e esențială. Mulțumesc tare mult, Gabriel Liceanu, la România în direct. Ne auzim luni, prieteni. De acum, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.